Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit! Începe ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României. Se intonează imnul național al României. Așa mai drept! Atrapări pe tron, înainte prezentați, arți! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dâncină barbanii de tiran, barbanii de tiran. Acum, o niciodată, croie altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Ai bune, ai voștri strănepoți, cu brațele armate, cu vine, viață în libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, de viza-i libertate, și scopul e prea sfânt. Se oficiază serviciul religios. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și redesfărățitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Credincioșilor creștini care sunt prezenți la această sfântă prăznuire, dăruiește-ne, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate, întru toate bunăsporire și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască într-o mulți ani. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne și ne miluiește pe noi. Amin. Are cuvântul domnul primar al orașului Măgurele, domnul Narcis Constantin. Bună ziua, dragii mei! Simt că mesajul
de unitate națională a ajuns la dumneavoastră. Sunt impresionat și totodată mă plec în fața dumneavoastră că astăzi sunteți în centrul orașului Măgurele, sunteți în inima orașului și ați venit să celebrăm Ziua Națională. Vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare, mulțumesc celor prezenți, colegilor de la Consiliul Județean, domnul Tuma Hubert, domnul Vicențiu Enache, vicepreședintele Consiliului Județean, domnilor consilieri, cinstitei armate, poliției, poliției locale și dragilor noștri copii purtători de drapel, jandarmeriei Călare, mulțumesc tuturor că ați reușit să faceți astăzi, din această zi superbă, în care comemorăm memoria celor care au făcut din România să fie o Românie mare și puternică, să venim astăzi aici și să le aducem un omagiu. Trebuie să ținem minte că Marea Unire nu a fost înfăptuită pe 1 decembrie. Lupta pentru această Mare Unire a fost făcută cu mulți ani înainte de politicieni, de oameni de înaltă valoare, de preoți, de cardinali, de oameni care și-au dorit din tot sufletul această unire. Negocierile au început de mult, ziua de 1 decembrie a fost decât desăvârșirea acestui lucru. Trebuie să ne amintim nu doar de Marele Rege, Ferdinand, de Regina Maria, de Brătieni, trebuie să ne aducem aminte și de Iuliu Hosu, să ne aducem aminte și de Miron Cristea și de Ștefan Vaida Voievod, oameni care nu sunt atât de mulți amintiți în discursuri, dar toți au pus umărul la înfăptuirea acestui vis a românilor de pretutinde. Astăzi celebrăm memoria lor, ne bucurăm pentru libertatea de care avem parte, ne bucurăm pentru că suntem o țară europeană, ne bucurăm că suntem cetățeni europeni și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Nu trebuie să uităm că civilizația noastră înseamnă Europa și nu trebuie să uităm că această țară este în inima Europei. Facem parte dintr-o Europa acum modernă, cu probleme ca în toată istoria ei, dar o Europa frumoasă, cum este și țara noastră. Îmi place să spun că România este o țară frumoasă și bogată, dar cea mai mare bogăție a țării noastre sunteți dumneavoastră, oamenii acestei țări, cu ochi luminoși, cu bărbați svelți, cu copii frumoși. Asta este marea noastră avere. Oameni ca cei pe care îi privesc aici și îmi umplu sufletul de bucurie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa acestui discurs în fața dumneavoastră, mă plec în fața dumneavoastră a pleoților și vă urez din tot sufletul un călduros la mulți ani, iubiți-vă între voi și rămâneți uniți, că întotdeauna unitatea a făcut diferența. La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani Măgurele! Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Așa mă întreb. Pentru onor n-ai de prezentat. Hai! Se depune o coroană de flori din partea Consiliului Județean Ilfov. Coroană de flori din partea primăriei orașului Măgurele.
tuturor din partea Consiliului Local al orașului Bucureni. Din partea poliției locale a orașului Mătorei. Liceului Teoretic Horia Holubei Măgurele. Din partea grădiniței numărul 1 Măgurele. Din partea Clubului Sportiv Măgurele. Thank you.
o coroană de flori din partea Centrului Cultural Măgurele. Depune o coroană de flori din partea Companiei Utilități Publice Măgurele. Din partea Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasme și Radiații. Institutului Național pentru Fizica Materialelor. Companiei Apa Canal Ilfov. Depune o coroană de flori din partea Companiei Apa Canal Măgurele. Prin depunerea de flori și coroane pe toți membrii comunității orașului Măgurele care doresc să facă acest lucru.
Urmează constituirea dispozitivului de defilare pentru prezentarea onorului la monumentul eroilor căzuți la datorie în cele două războaie mondiale. Prezintă onorul la monumentul eroilor căzuți la datorie în cele două războaie mondiale militar ai Centrului 13 Comunicație și Informatică, colonel Gheorghe Vișata. Ceremonia militară și religioasă dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a României s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare și vă invităm la tradiționala masă cu ocazia Zilei Naționale a României, care are loc în fața complexului, în spațiul special amenajat. Trai.
firida mea. Și așa dragă frunzele jos, lumii care apare până la bruta mea, și se pare că mai mor copidor. Lelita Maria, Lelita Maria, Lelita, of 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 L